În drum spre statul Muchea, un brăilean s-a trezit cu remorca în flăcări. Autocamionul încărcat cu zeci de baloți de paie s-a transformat rapid într-o torță uriașă pe drumul național 23. La fața locului au fost solicitați pompierii. Două autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunăre au intervenit pentru stingerea incendiului. Șoferul este de părere că cineva dintr-o mașină a aruncat o țigară aprinsă în drum, motiv pentru care s-a produs tragedia. Cred că vreunul din mașină a aruncat vreo țigare. Că altfel n-avea de face seapă. Ce cantitate aveați aici? Nu știu exact ca kilograme, știu că am avut 150 de baloți. Și v-ați dat seama din timp sau? Mi-am dat seama din timp, dar am încins prea repede. N-am avut timp să intervin să știu. Pompierii au efectuat cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzei incendiului. Focul a fost iscat din cauza unui cauciuc care freca elemente metalice.